faptelor lui, datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsară din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Iar pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Amin. Vă chem să vă reașezați. Vă întâmpiți în această seară pe fiecare dintre dumneavoastră, zic, bine ați venit la părtășie și Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Am intrat deja în ceea ce înseamnă săptămâna sărbătorilor de iarnă. Am dorit, așa cum spuneam, de dimineață să ajungem vremea aceasta și mulțumim lui Dumnezeu pentru harul pe care ni l-a oferit ca să fim din nou împreună. Mulțumesc și fratului Dani care a răspuns invitației noastre de a sluji în această seară predicând cuvântul Domnului. Deopotrivă doresc Dumnezeu să înmulțească harul pentru noi prin cântarea de laudă, prin vers, prin predicarea cuvântului sfânt, să vibreze inima noastră de bucuria acestei mântuiri pe care Dumnezeu ne-a arătat-o, a pregătit-o încă de mult, de la întemeierea lumii pentru noi, dar ne-a fost arătată nouă în vremurile acestea și așa cum citiam ultima parte din citatul acesta, să ne lumineze pe toți și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Să facă în această seară Dumnezeu același lucru pentru noi. Împreună cu frații de la cântarea de laudă, cântăm pentru slava Domnului și apoi voi anunța puncte care se vor desfășura în cadrul slujbei. Jos, s-a născut Iisus Hristos,
Iar păstorii din câmpie cântă plin de bucurie. Sărbătoarea este mare, chiar și ea sună colindul. Vestea bună se aude, te răsună întreg pământul. Hai cu toții să cântăm, slavă, slavă-n cerul sfânt. Pruncului să ne-nchinăm, pace fie pe pământ, acolo în este jos. S-a născut Iisus Hristos, slavă ție Dumnezeu, căci avem pe Fiul Său, acolo în este jos. S-a născut Iisus Hristos, slavă ție Dumnezeu, avem pe Fiul tău. Grupul de fete va lăuda pe Domnul cu o cântare, după care formația fanfare va fi pregătită să înalți unii pentru slava Domnului, apoi frații Veleșcu vor cânta, după care vom asculta versuri prin Andrei Sav și în urmă corul bisericii va fi gata să laude pe Domnul. Ascultăm punctele acestea.
Thank you.
Slăvit să fie Domnul! Așa cum se spunea încă de la începutul programului, am intrat în săptămâna bucuriei, dar mă gândeam totodată la frații și surorile noastre care și-ar fi dorit în săptămâna aceasta sau în perioada aceasta să fie cu noi la închinare. Și datorită neputințelor, bolilor, suferințelor, nu sunt cu noi în această perioada sărbătorilor și prin aceste versuri aș vrea să fie o mângâiere pentru ei. Poate ne urmăresc online, poate sunt aici. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Să mătăm de la acest om special care a trecut prin grele încercări. Nu ne putem compara cu el, dar a ieșit biruitor prin toate. Și omul acesta despre care aș vrea să recit în această, după masă în această seară, se numește Iov. Toate probele venite cu necazuri, cu ispite, care în minte nu s-au copt și au rămas nelămurite, în roman ne vor trimite și au zis ce ne transmite 8:28. Toate lucrurile care uneori ne par bizare vor evolua mereu spre folosul tău și al meu. Vor sluji mereu spre bine, ție, mie, la oricine, care în orice împrejurare, în deplină consacrare, l-a iubit pe Dumnezeu. Diavolul ne ispitește cu întregul echipaj, dar credința biruiește, pentru că nu se îndoiește nici atunci când întâlnește o întrebare de baraj. Cei ce umblă prin credință simt în propria ființă dragostea lui Dumnezeu și la bine și la greu și în binecuvântări și în grele încercări. Uneori el se ascunde și rămâne nedumerit, dar prin tainicele unde în final tot va răspunde. Muribund și muribunde care au supraviețuit, mărturie pot depune despre harul lui minune să se vadă deslușit. Cum în ultima instanță Dumnezeu le-a dat speranță și de plină siguranță și cum Domnul i-a salvat. Fie binecuvântat Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și al lui Iacov, care Dumnezeul Avram, lui Isaac și al lui Iacov, care ne-a prezentat pe Iov, unicul de pe pământ, modelat după cuvânt. Iată, cu acest bărbat Dumnezeu s-a lăudat. La o conferință în cer l-a convins pe Lucifer că-i bărbat deosebit, om de mare caracter. Ca să poată fi găsit, Biblia ne-a oferit două puncte de reper. Când vorbim despre credință, când vorbim despre răbdare, Iov ne stă la fiecare ca model de biruință. Alții doi, la fel ca el, performanță și model, a fost Noe și Daniel, care pe planeta Terra și-au codificat maniera potrivit cu un vechi risov. Dar să revenim la Iov. Prin credință și răbdare, Iov s-a identificat ca un excelent bărbat. Într-o nouă formulare, el obține un larg renume, pildă pentru întreaga lume. Însă ce s-a întâmplat? La raportul prezentat, când se vede depășit, diavolul s-a șocărit și pretinde ofensat că ar fi Iov un protejat. Bine pus la adăpost, el nici încercat n-a fost. Dacă mi-l vei da pe mână, cu cirej, cu fii, cu stână și cu ce mai are el, jur că nu-l mai ai fidel. De la sine se înțelege, de-ar fi cât de bun la fire, dar privat de moștenire, praful se va mai alege de-a lui neprihănire. Dumnezeu a acceptat ca să fie încercat, însă condiționat. Ți-l vrei da spre a te convinge, dar de suflet nu te atinge. Și a început Satan răscoala, un spectacol infernal,
pustiri, necazuri, boală. Iov ia premiul întâi la școală, curs de zi și la seral. Nopți de veghe în suferință, Iov, statornic în credință, se distinge între eroi și obține locul doi. Locul întâi, cu mult mai sus, îl va câștiga Iisus. Biblia ne dă dovezi, trebuie doar să le crezi. Paginile inspirate, mărturine zdruncinate despre oameni de elită în Arabia Saudită. Undeva lângă Ostrov îl găsim pe dreptul Iov, mistuit de suferință când satana l-a încercat. Dar el nu s-a dat bătut, ci obține în încercare, prin credință și ascultare, sigur, în nota cea mai mare, geme aprig Belzebut. Căci prin câte probe îl trece, el la toate ține piept. A luptat cu sânge rece, diavolul silit să prece, scor final 0-10 în favoarea celui drept. Prin credința ideală ce a ajuns proverbială, Iov ne pildă excelentă. Chiar și în epoca prezentă, Biblia ne-l dă model. Deci, să mai vorbim de el. După ce acest bărbat fu pradat și despuiat de cea mai feroce labă, n-a cârtit, n-a murmurat, cât a fost de chinuit, Domnului n-a reproșat nici frântură de silabă. Gol, fără nimic în mână, mama în lume m-a adus. Gol mă întorc, iar în țărână, ochii mei privind în sus. Iov apoi să strige poate, cel ce mi le-a dat pe toate și acum mi le-a luat, fie binecuvântat! Iată, cam așa arată o credință adevărată, care dăinuie necaz, nu formulă eronată, nu credință ce se teme, care țin-o doar o vreme, care își dă oricui sărutul, care schimbă conținutul, formă, haină după caz, care numai când e soare, stă pe ambele picioare, când aceasta intră în nor, ea se învârte într-un picior și procesul se lungește până creier obosește, iar când dă un pic de vânt, e grămadă la pământ. Însă celui ce veghează, Domnul îi ține mintea trează, pentru că Iov n-a cârtit, cât a fost de chinuit. Știm cu toți ce viitor, fericit, strălucitor, Dumnezeu i-a rânduit. După ce l-a ridicat și i-a renoit puterea, Domnul i-a dublat averea, ca să simtă neîncetat harul său și mângăierea. Iov, ca om neprihănit, din belșug fu răsplătit, pentru marea lui răbdare, strașnic pusă la încercare. Fie viața cât de tristă, fericit cine rezistă, fie iarna cât de amară, tot se face primăvară, fie noaptea cât de grea, zorii tot au să o stropungă, fie traiul cât de greu, când te încrezi în Dumnezeu, nu poți fi dat de rușine, căci El schimbă rău în bine. La acest indicator, Iov a fost câștigător. Deci, un credincios ca el să ne stea la toți model și răbdarea lui ne fie tuturor o pildă vie, pe cărarea care duce înspre slavă pe la cruce. Drumul acesta luminos l-a trasat Iisus Hristos, Domnul nostru cel iubit, cel în veci de veci slăvit. Să-L urmăm cu bucurie, cu credință tot mai vie, să-L urmăm cu ascultare și răbdare în încercare, să cântăm a Lui minune unde soarele n-apune, să ne bucurăm odată toți în slava mult visată. Amen.
Lauda continuă în casa de rugăciune prin cântarea pe care sora Claudia Chincio va cânta-o, apoi formația fanfare va fi pregătită să mai înalți un imn, după formația fanfare îl ascultăm și pe Dani Igna, care va cânta, și apoi corul de tineri. Cuvânt și în inima mea să-l strâng.
lumină. Înger alb din cerul sfânt se coboară pe pământ, veste mare aducând despre Mesia cel blând, veste din nou Iisuse blând, vii la noi ca oarecând. Ești la inimii o ceri, ca să-i simți căldura ei. Ești la
Doresc să vă rețin atenția cu câteva anunțuri, poate pentru cei care azi dimineața ați lipsit sau dacă nu este aceasta pentru dumneavoastră nicio problemă. Cu ajutorul Domnului, întâlniri în casa de rugăciune vom avea în această săptămână mai frecvente. Joi vom fi în sărbătoarea ajunului nașterii Domnului, vineri prima zi în care sărbătorim nașterea Domnului, în program ca și duminica de dimineață de la ora 9:30, prima slujbă până în jurul orei 12, iar după masa de la ora 18. Mi-aș dori cântăreților, întâi de toate vouă mă adresez, să vă îmbrăcați în straie de sărbătoare, pe din afară și pe dinăuntru. Să fim gata să lăudăm pe Domnul cu o inimă bună, că merită să fie lăudat și de ce nu, poate vin din generația mai veche și evenimente de felul acesta se întâmplau într-o costumație mai deosebită. Dacă vă pică bine, primiți recomandarea mea și haideți să arătăm că această sărbătoare este una importantă atât pentru sufletul nostru, dar de ce nu și pentru ceea ce înseamnă aparența aceasta, că dăm conotația acestei sărbători. Sâmbătă vom fi din nou în sărbătoare și vom avea slujba de după masă tot de la ora 18, iar duminică din nou nu ne va fi prea mult să fim în casa de rugăciune, în părtășie, pentru ultima duminică a anului 2020. Să nu ne scape din atenție nici faptul că mâine în jurul orelor 13, ora 1 după amiază, vom fi alături de familia Chimiveș, Ghiță și Luci, care au pierdut, mă refer în dreptul lui Luci, mama ei, iar Ghiță, mama soacră, pe sora Mateș Elisabeta Beji, cum o știau cei mai mulți. Ne rugăm Dumnezeu să mângâie familia aceasta. Așa cum spunea de dimineață, chiar dacă aceste condiții în care desfășurăm slujba de înmormântare, și spun încă o dată lucrul acesta, sora a fost internată pentru anumite afecțiuni și în spital a contactat acest virus COVID, care a accentuat acele insuficiențe pe care le avea și a pus capăt zilelor ei, dar noi socotim și credem ce spune Scriptura, că zilele noastre sunt scrise într-o carte și când se termină aceste zile, încheiem capitolul vieții pe pământ. Dar nădejdea noastră este că noi ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu și continuăm veșnicia cu Dumnezeu. Să fim încredințați de lucrul acesta și Domnul să așeze tot mai mult această nădejde în inimile fiecăruia dintre noi. Acum corul bisericii va fi gata să laude pe Domnul cu o cântare. După cor vom asculta mesajul Cuvântului Sfânt. Ne-am rugat și dorim ca Domnul să însoțească pe fratele Dani în transmiterea acestui mesaj din partea Domnului.
Slăvit să fie Domnul! Pentru mine, ca de fiecare dată, este o onoare și o bucurie să fiu în mijlocul dumneavoastră și să văd un număr atât de frumos, chiar dacă suntem într-o situație care, la început de an, cred că nu era anticipată de nimeni, dar Dumnezeu, în atotștiința Lui și în atotputernicia Lui, le știa pe toate și iată-ne totuși la sfârșitul anului 2020, înaintea Domnului, cu nădejdea în El rămasă tare și Domnul să fie lăudat pentru aceasta. Amin. În seara aceasta aș vrea să ne uităm, așa cum a fost citit, la o familie. Poate, într-adevăr, anul 2020 a fost despre familie, despre a fi împreună mai mult decât poate altă dată, o ocazie pe care Dumnezeu ne-a oferit-o să stăm mai mult cu copiii noștri, să întărim legăturile, pentru că vreau să vă spun, pentru omul lui Dumnezeu, orice situație de viață este o oportunitate. Orice ți se întâmplă, din orice, ne uităm la Iosif, care, fândut de frații săi, am zice că viața lui tânără, plăpândă, care începea oarecum să se dezvolte, a fost strivită brutal, dar totuși în mâna tare a lui Dumnezeu și în planul veșnic al său, nu ni se poate întâmpla nimic din ceea ce Dumnezeu nu îngăduie. Și îi mulțumim pentru aceasta. Și vedem că Dumnezeu, din orice situație de viață, oricât de complicată, scoate lucruri bune pentru slava numelui Său și pentru binecuvântarea noastră. Și nu numai a noastră, și a celor de lângă noi, cum a fost cazul lui Iosif. În seara aceasta avem o familie tipică din Israel, o familie binecuvântată. O familie care, deși poate zicem noi că a fost binecuvântată, părea că are o experiență de viață care lipsea, și anume această bucurie a copiilor. Și în seara aceasta aș vrea în câteva gânduri să vorbim despre cum să luptăm pentru a rămâne familii binecuvântate. Cum să luptăm pentru a rămâne familii binecuvântate. Da, este despre nașterea lui Ioan Botezătorul, este despre nașterea Domnului Iisus Hristos, dar sunt lucruri frumoase pe care le-am văzut în Scriptură și aș vrea să ne îndreptăm atenția asupra lor, să învățăm câteva lucruri și fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească. Amin. Lupta de a rămâne o familie binecuvântată. Familia aceasta îmi place așa de mult cum este descrisă de Scriptură și cred că mulți dintre noi ne regăsim aici. Mulți dintre noi avem iluzia sau avem impresia că a fi binecuvântați înseamnă vin numai cei care sunt misionari și experimentează minuni, miracole, învieri din morți, eu știu, vindecări, exorcizări. Dumnezeu să le lase în poporul Său această putere a Duhului Sfânt de a da vindecare, de a elibera de puterea întunericului. Dar poate mulți dintre noi avem așa oarecum, am zice noi, vieți comune, de umblare cu Dumnezeu. Nimic extraordinar în aparență. Ne uităm la această familie și Sfânta Scriptură îi descrie așa de simplu în capitolul 1. Spune aici că în zilele, din versetul 5 voi citi din capitolul 1, spune că în zilele lui Irod, împăratul iudei, era un preot, dar nu era acel preot, era un preot, un credincios, un păstor, un slujitor, un om al lui Dumnezeu, o femeie a lui Dumnezeu. Îmi place acest articol nehotărât. Era un preot în rândul altora. Și spune aici cuvântul Domnului că era câteva detalii, nevasta lui era din fetele lui Aaron și se chema Elisabeta, amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Poate ne-am gândit, așa, analizându-ne viața de credință, Doamne, eu într-adevăr îmi trăiesc sfințenia, caut să fiu neprihănit, caut să cresc în ascultare de Tine și în fiecare zi să aduc roada aceasta bună a Duhului Sfânt, pe care o găsim în Galateni, capitolul 5, și spunem, Doamne, mai merită să luptăm pentru binecuvântare? Și aș vrea să vedem câteva lucruri
Pentru că această familie, cum de multe ori noi greșim și facem evaluări, ne uităm la un cuplu, ne uităm la o familie, ne uităm la o persoană și spunem, măi, eu nu-mi credincios, eu nu-mi bun, eu o femeie bună, sunt oameni buni. Dar uite un lipsă. Oare dacă n-ar fi credincioși, oare Dumnezeu n-ar putea face? Cred că este momentul și noi ca biserică de multe ori să fim aceia care nu ne mai repezim în a face evaluări de tot felul altora. Pentru că ni se pare nouă că nu-s binecuvântați pe măsura așteptărilor noastre. Vedem acest caz și vedem din ceea ce îi spune îngerul, nu mai citesc, rugăciunile tale au fost ascultate. Să nu credeți că Zaharia n-a plâns înaintea Domnului, Doamne, dă-mi un ficior, dă-mi un copil, dă-mi o fată, dă-mi un rod, pentru că vreau să am copii, este normal. Dar se pare că Zaharia atât de mult se rugase încât încetase să mai creadă. Când vine îngerul, și aici ai o lecție mare, să nu credeți că teama de Dumnezeu nu poate coexista cu necredința. Domnule, e necredincios. Eu vreau să spun, sunt frați și în tumultul vieții se întâmplă de multe ori ca frați care au teamă sfântă de Dumnezeu, reală, nu prefăcută. Se poate întâmpla că într-o circunstanță a vieții să aibă un moment de necredință, un moment de clătinare. Să nu fim din aceia care ne repezim repede și cu setea de a dărâma și de a pune etichete. Îl vedem și pe Zaharia, om neprihănit, preot. Și în fața fricii îngerului, descoperirii îngerului, totuși spune, oare eu nu sunt prea bătrân, Doamne? Și știm cu toții că rezultatul acestei necredințe a fost faptul că n-am mai putut vorbi. Și acum aș vrea să ne uităm la această familie care pornește de la aceste lucruri. O neprihănire liniștită, simplă, o umblare cu Dumnezeu. Și de multe ori suntem gata să renunțăm la aceste lucruri pentru că nu vedem că Dumnezeu face lucruri mari în viața noastră. Și aș vrea încă o dată, poate intrând în 2021, uitându-ne la această familie, să avem acest gând, Doamne, vreau să lupt pentru binecuvântarea în familia mea. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Și haideți să vedem câteva lucruri pe care le găsim în cuvântul citit în seara aceasta. În primul rând, spune aici Sfânta Scriptură că la un moment dat a venit vremea ca Elisabeta să nască și a născut un fiu, după cum îngerul spusese. Vecinele au venit, aici iarăși o mică mențiune, iată relația pe care acești doi oameni o aveau cu vecinii. Spune și Scriptura, cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Așa să ne ajute Dumnezeu. Când ai o reușită, ceilalți se bucură cu tine. De multe ori este invidia lor, dar de multe ori e de vină relația noastră și raportarea noastră la cei de lângă noi. Ne uităm aici și vedem că vecinii se bucură la această veste sau la acest fapt că s-a născut un copil în casa acestui preot și acestei femei. Dar ce îmi place și primul gând în ideea de a lupta pentru binecuvântarea în familia noastră? Și aș putea extinde pentru a lupta pentru binecuvântarea în viețile noastre. Primul gând este faptul că unitatea între soț și soție, unitatea în familie, este ceea ce păstrează binecuvântarea în casele noastre. Uitați-vă ce spune aici cuvântul. În ziua 8-a au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său. Dar mama a luat cuvântul și a zis, nu, ce are să se cheme Ioan. Toți au fost uimiți. Elisabeta, da. Zaharia nu poate vorbi, te-am întrebat pe tine. Normal ar fi ca numele soțului tău să fie purtat de acest prunc. Vedem de multe ori, nu știu, toți, suntem mulți aici care am trăit bucuria nașterii copiilor și de multe ori este mare discuție în casă legat de nume. Cineva vrea să pună, am bunica mea, pe bunica mea o chema Floarea, vreau și eu fata noastră să cheme. Și atunci avem copiii noștri cu două, unii chiar cu trei nume, că trebuie și nășâca nu știu care și nu mai știu cine neam să fie mulțumit. Și atunci umplem certificatul de naștere ca să satisfacem toate fracțiunile neamului nostru. Vedem aici, și de multe ori să știți că e o problemă și mai ales între soț și soție, cum să-i punem numele copilului, fiecare avem gândurile noastre, avem impresiile noastre, experiențele noastre și am vrea cumva să, de multe ori să se cheme într-un fel copilul. Vedem aici că între cei doi, și deși Zaharia a rămas
a rămas mut. Poate pentru Elisabeta a fost bucurie vreo săptămână. În sfârșit vorbesc numai eu în casă. În sfârșit nu mai pot să zic el nimic, zic eu, dar imaginați-vă, 9 luni de sarcină, Zaharia n-a putut. Imaginați-vă la Zaharia care, da, dacă cineva este mut din naștere, se obișnuiește cu semnele și cu modul de comunicare, dar să rămâi brusc, fără glas și să trească să te înțelegi, e foarte dificil. Și oamenii așa, totuși, cei doi, nu știu, probabil aveau undeva la 50 și ceva de ani, erau suficient de maturi, dar nu atât de în vârstă cât să nu mai poată face copii. Nu mi se spune vârsta, dar erau cumva în vârstă, asta este valoarea lui Zaharia. Și totuși ce-mi place la acești doi oameni, că au fost una. Oamenii s-au întors, auzi, pe tine te lăsăm, bun, tu ești femeia, hai să vedem ce zice stâlpul casei. Și Zaharia scrie și el pe o tăbliță, pe o tabletă, astăzi scrie numele, Ioan. Toți au rămas uimiți. Și mă gândeam că de multe ori, să știți, că pierdem binecuvântările în casele noastre. Pentru că neglijăm un aspect atât de simplu al vieții creștine. Și anume unitatea pe care trebuie să o avem în casele noastre. Știți că cel mai ușor e să te ceri cu cel pe care îl iubești cel mai mult? Să ridici tonul și să disciplinezi, cel mai ușor e să o faci cu copiii tăi, nu-i așa? Pentru că ei sunt fără glas în fața autorității tale și pe cei pe care îi îndrăgești cel mai mult, de multe ori îi asuprești, în ghilimele și exagerând, cel mai mult. Dacă te duci la magazin, n-ai nicio legătură cu vânzătoarea de acolo și dacă te șicanează și se uită la tine, dacă întrebi un preț, dacă întrebi de o marfă, dacă ai două, trei întrebări, deja se uită la tine și poate și se poartă nepoliticos. Dar nu ridici tonul, nu schimbi atitudinea, încerci să rămâi în continuare politicos. Dar de multe ori în casele noastre, cel mai ușor lucru ăsta se pierde, unitatea. Pentru că imediat suntem atât de obișnuiți, soțiile noastre, e atât de ușor să ridicăm tonul. E atât de ușor să spunem, tu nu știi nimic și să înceapă, e atât de simplu să scoți cuiul de la grenadă și să o arunci în casă și după aceea îți trebuie o săptămână să repari ceea ce într-o oră de neînțelepciune ai făcut. Mă uit la acești doi și îmi place de ei. Erau doi oameni cucernici care îl iubeau pe Dumnezeu, mai erau și proroci. Îmi place mult aici ca o paranteză că erau oameni care erau, spune aici, neprihăniți. Astăzi sunt ori oameni care sunt vulcanici, dar n-au neprihănire, ori poate neprihăniți, care sting Duhul. Mă uit în cei doi oameni, atât de frumos se împleteau aceste două laturi și dimensiuni, dimensiunea sfințirii, acea liniște a unei trăiri neprihănite, dar totuși deschiderea spre supranatural, spre puterea lui Dumnezeu. Și această familie oarecum știau să rămână în unitate și au rămas în unitate. Și îndrăznesc să spun că poate unitatea are puterea să repare ceea ce strică necredința. Uitați-vă, se poate întâmpla că în familiile noastre sunt anumite lucruri care se întâmplă, care nu ne plac și unde mijlocim înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să rezolve, nu știu, problema de sănătate a copiilor, o problemă arzătoare a noastră. Avem tot felul de lucruri care nu ne lasă să avem o bucurie deplină. Face parte, până la urmă, și din condiția umană. Că, într-adevăr, în lume veți avea necazuri, spunea Domnul Iisus Hristos, dar tot El spunea, îndrăzniți, veți birui cum am biruit eu, veți birui și voi. Dar de multe ori se întâmplă că avem anumite probleme în casele noastre. Așa cum și Zaharia. Zaharia nu cred că era planul lui Dumnezeu ca să fie mut o sarcină întreagă. Asta a fost amintirile lui. N-a putut să vorbească. 9 luni de zile creștea binecuvântarea în casa lui și el nu putea să zică nimic. Nici slavă lui Dumnezeu, nici să o felicite pe Elisabeta, nici să spună un cuvânt de încurajare. Nu putea. Și n-a făcut-o din cauza necredinței lui. Dar asta e frumusețea, că nu înseamnă că o familie care de multe ori este disciplinată de Dumnezeu într-un anumit domeniu își pierde binecuvântarea. Pentru că oamenii ăștia erau binecuvântați. Și noi de atâtea ori luăm binecuvântarea de peste oameni. Păi îngăduie Dumnezeu. Dar totuși, să știți, se întâmplă în casele noastre anumite lucruri. Din cauza necredinței. Pentru că, cum spuneam, într-adevăr, frica de Dumnezeu coexistă cu necredința. O vedem la Zaharia, temător de Dumnezeu. Frică în fața îngerului și a revelației. Și totuși zice, Doamne, dar oare chiar poți? De multe ori așa facem și noi. Credem pentru alții, dar nu credem pentru noi. Și se întâmplă lucruri în casele noastre. Și știți ce îmi place? Unitatea este ceea ce repară. Atât de frumos spune aici Scriptura și nu cred că e la întâmplare. Momentul când Zaharia vorbește nu este momentul când Elisabeta naște. Că atunci te-ai fi așteptat.
Domnul a născut Elisabeta, gata, se îndepărtează legătura. Îmi place că în momentul când ales de Dumnezeu este momentul unității. Și nu cred că e întâmplător. Când oamenii se duc, zine numele, Ioan. Bulversare totală. Stai un pic, că noi eram cu certificatul, acum du-te și printează încă unul, că uite, noi am apucat să scriem numele, vreau să-ți dăm certificatul de binecuvântare, dar stai că ne-ai dat peste cap planurile. Zaharia, tu ce zici? Și în momentul când ei sunt în același duh, se întâmplă minunea. Și vreau să vă spun ceva, de multe ori avem conflictele în casele noastre. Și nu reușesc păstorii, nu reușesc cel mai mare consilier pe care ne-l imaginăm noi. De mult ne ducem, să spune și proverbul, nu te duc cu sacul la pomul lăudat, așa. Nu, ne rezolvă și nu-ți rezolvă. Știți de ce? Pentru că niciodată doi oameni care au apucăturile lor nu vor putea fi puși împreună. Singurul teritoriu comun, Elveția, dacă vreți, a conflictelor de familie și frățești și de orice natură, este voia lui Dumnezeu. A fost simplu pentru această familie. Pentru că numele lui Ioan nu era toana lui Elisabeta. Zaharia, vezi că eu îți gătesc atâta vreme, ți-am fost credincioasă, acum măcar mă lași și pe mine, decidem numele. Și Elisabeta s-a supus voii lui Dumnezeu și Zaharia s-a supus voii lui Dumnezeu. În seara aceasta m-am simțit îndemnat de Duhul lui Dumnezeu să vă spun și mi-o spun în primul rând și mie. Doamne, ajută-ne să căutăm unitatea în casele noastre. De multe ori este o luptă a încăpățânărilor în familiile noastre. Și teritoriul comun care ar trebui să stingă conflictele și ar trebui să înceteze anumite apăsări pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră, muțenii de un fel sau de altul, într-un domeniu sau altul, din cauza necredințelor, din cauza slăbiciunilor noastre, s-ar putea rezolva dacă am ști să lăsăm, să îngropăm securea războiului și să spunem, Doamne, vrem și eu, nu vreau să fie cum zic eu. Dacă eu zic că e alb, ea zice că e portocaliu. Dacă eu zic la munte, ea zice în delta. Dacă eu zic în Paris, ea zice la Londra. Și tot timpul e un meci din ăsta care nu se mai termină. Cel mai simplu ar fi pentru tine și pentru fiecare dintre noi. Doamne, oricare e voia ta? Și Domnul să ne ajute la aceasta. Trebuie să luptăm pentru binecuvântarea caselor noastre. Și da, Dumnezeu este Cel ce dă, slăvit să fie numele Lui. Dar să știți că este ceva ce ni se cere și nouă. Și este aceasta de a căuta unitatea în familie. Cum acești doi oameni, o viață trăită. Și mă uit și de multe ori câte un frate, dar nu, mai între mine și suntem, au fost tinerețea când odată era frumos între noi, dar acum trăim că nu avem de ales. Ne trezim dimineața și eu cu baba mea, cum zice el, mergem înăuntru, nici nu ne mai discutăm. E atât de frumos și îmi place atât de mult când văd oameni care au poate 70 de ani. Și se uită cu atâta drag în urmă și spun, avem 50 de ani de căsătorie și nu ne-am plictisit unul de altul, ci în fiecare zi copiii care s-au născut, necazurile prin care am trecut, experiențele cu Dumnezeu pe care le-am trăit, toate ne-au făcut să fim împreună mai mult, să ne unim, să fim una. Și ne uităm în urmă la un trecut frumos și suntem ca doi oameni care ne iubim mai mult. Doamne, faci asta istoria fiecarei familii. Vârsta nu trebuie să ne facă ursuzi, nu trebuie să ne facă plictisiți. Mă uit la doi oameni care se iubeau, la doi oameni care au fost una și au luptat pentru binecuvântarea caselor. Domnul să te ajute și să mă ajute la aceasta. Seara aceasta, caută voia lui Dumnezeu și dacă ai situații în care par fără ieșire, întreabă-te, Doamne, care-i voia Ta pentru mine? Îți spun că altfel te vei duce în fața soțului tău, a soției tale, a soacrei tale, a socrului tău, a norei tale, a nepoților tăi, în familia ta lărgită și îi spune, uite, asta e voia lui Dumnezeu, voi ce ziceți? Și atât de frumos avem teritoriul acesta comun al voii lui Dumnezeu. Ioan era voia lui Dumnezeu pentru această familie. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să înțelegem că o luptă pentru binecuvântare se dă în acest teritoriu sau în acest domeniu al unității în casele noastre. Apoi, găsim în Scriptură și nu mai insist, vedem și pe Anania și Safira uniți, dar nu spre bine. Spune cuvântul Domnului în Fapte, capitolul 5, dar un om numit Anania, în versetele 1 și 2, împreună cu Safira, soția lui, a vândut un ogor și a păstrat o parte din preț cu știrea soției lui. Apoi a adus cealaltă parte și a pus-o la picioarele apostolilor. Iată unitate. Există și unitate în rău, nu în voia lui Dumnezeu. Știm cu toții cum s-a terminat. Acești oameni, în loc să lupte pentru binecuvântare, au pierdut binecuvântarea. Puteau să fie cinstiți să spună, fraților, noi am hotărât să dăm zeciuială din câștig.
Uitați, din 10.000 de euro cu cât am vândut parcela aia prin nu știu ce comună, vrem să dăm 1.000 de euro pentru Dumnezeu. Și era perfect. Dar erau oameni care vreau să câștige laudele pentru un sacrificiu total, dar fără să-l plătească, să plătească prețul. Și au avut unitate în lipsa voii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu s-a uitat nici la Anania, nici la Safira. Dar ce frumos e ca în Ghiroda, în Timișoara, să fie familii care se unesc în voia lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Apoi un alt lucru pe care îl putem găsi legat de acest moment, lupta pentru binecuvântare, pe care îl văd aici iarăși în Scriptură, iarăși vedem două lucruri care apar oarecum în contrast. Primul lucru este că spune aici Sfânta Scriptură că în a opta zi au venit ca să circumcidă pruncul, cum era legea dată încă din vremea lui Avram, baza legământului prin care orice băiat făcea parte din poporul lui Dumnezeu dacă era circumcis, dacă era tăiat împrejur. Și îl vedem pe Zaharia că, fiind preot, știind de atâtea ori și știind tradiția, pentru că știa legea, era și un cărturar, preoții cunoșteau legea, respectă această tradiție, dar totuși nu respectă, și ne întoarcem iarăși la nume, într-adevăr, semnificația numelui în Vechiul Testament, chiar și în Noul Testament, este extraordinară. Dumnezeu lucrează cu numele, îi schimbă și lui Avram numele din Avram în Avraam, un tată bucuros în tată unei mari mulțimi. Dumnezeu operează cu schimbarea numelor din Iacov, îi schimbă numele în Israel, pentru că Dumnezeu, într-adevăr, când făcea schimbări, schimba și numele. Și vedem că și aici numele oarecum este destul de important. Un alt lucru de care trebuie să ținem cont dacă vrem să luptăm pentru binecuvântarea caselor noastre este puterea de a rupe bariera tradițiilor nenecesare. Vedem că o parte din tradiție e respectată de această familie, tăierea împrejur a pruncului lor, a lui Ioan. Dar totuși când se pune numele, spune, vreau să-i pună numele Zaharia după numele tatălui său. Era o tradiție, era un obicei. Și totuși oamenii aceștia au puterea, pe lângă ca unitate, în numele pe care îl dau copilului, pentru că teritoriul comun era voia lui Dumnezeu, ei au puterea să se opună tradițiilor nenecesare. Iarăși, de multe ori în familiile noastre venim cu un bagaj pe care îl moștenim din casele noastre. Și facem lucruri într-un anumit mod. Și de multe ori suntem tributari acestor tradiții. În Scriptură găsim mai multe locuri unde, interesant, când Dumnezeu binecuvântează tradițiile omenești, care nu sunt în voia lui Dumnezeu, sunt încălcate. Și două exemple dau. În momentul când se naște Esau și Iacov, tradiția și cultura vremii spunea că cel întâi născut este binecuvântat. Și totuși Dumnezeu îl alege pe Iacov. De asemenea, îl găsim pe Iacov când Iosif aduce cei doi ficiori, Manase și Efraim. Pe Manase îl aduce la stânga lui, adică la dreapta lui Iacov, ca să fie binecuvânt, să aibă întâietate în binecuvântare, și pe Efraim îl aduce la stânga lui Iacov. Cumva prin asta, tată, ăsta e întâi născut, pe el să mi-l binecuvântez prima dată, binecuvântarea mare și binecuvântarea mică, eu dai și celuilalt. Și spune acolo Sfânta Scriptură, un pasaj care de fiecare dată mă mișcă. Iacov, care știe ce înseamnă să primești binecuvântarea, a luptat pentru ea și necinstit și în final Dumnezeu a dat-o pe calea cinstită, luptând cu Dumnezeu. El încrucișează mâinile și îl binecuvântează mai întâi pe Efraim și apoi pe Manase. Și da, fiule, știu, și el va fi mare. Dar eu îl binecuvântez pe Efraim. Interesant cum oamenii lui Dumnezeu știu unde să facă voia lui Dumnezeu, unde să respecte tradiția sănătoasă și unde anumite lucruri care țin de cutume omenești, de reguli omenești, știu să le încalce de dragul voii lui Dumnezeu. Știți cu toți această istorioară, poate mi-a plăcut, cu această femeie care de fiecare dată când gătea pește, tăia capul peștelui și îl punea în tigaie și la un moment dat s-a pus în discuție: măi, nevastă, dar de ce nu pui peștele întreg? Păi nu, că așa făcea și mama. Și mama, când ăsta tăia capul peștelui și îl pune așa. De ce era? Nu știu, dar așa m-a învățat mama și așa fac și eu. Rețetele acestea, cum știm și noi, domnule, asta e cozonacul, ăsta e învățat de la bunica. Nu știm de ce punem proporțiile, dar funcționează, ne place gustul și rămânem cu el. Așa și această femeie, nu știu, mama face așa și am învățat și eu. Hai, domnule, să o sunăm pe mama să vedem ce zice. Și sunând pe mama, dar du-te, noi tot tăiem capul peștelui, de ce facem asta?
Păi, vadă, nu știu, dar așa mă învățat și pe mine, bunică ta. Hai, domnule, să o sunăm pe bunică, ai sărbători, acum, hai, să rămână bunică. Ce mai faci? Uite, nu avem aici o dilemă de familie. De ce tai matale capul peștelui când îl pui în tigaie? Hai, fată mea, nu avem decât o singură tigaie în casă. Și aia era mică. Și când venea câte un pește mai mare, n-avem, și tăiam capul peștelui ca să încapă în tigaie. De fapt, nu era nicio rațiune în spate decât astăzi avem tigăi de intră și un porcușor întreg, dacă îl băgăm și câte un curcan din ăsta de 10 kg și avem unde să-l băgăm. Dar tradiții în familie nu știm, dar le menținem. Știți care e problema? Că ajungem iară la voia lui Dumnezeu. Se probate de multe ori că aceste tradiții, așa cum spunea și Domnul, că ați ajuns că tradițiile voastre omenești ajung de fapt să vă facă să nu împliniți voia lui Dumnezeu. Pentru că Scriptura spune, cinstește-l pe mama și tatăl tău. Și cum să-l cinstești? Să ne fie foarte clar, în Scriptură cinstea nu stă doar să pui niște grade și să spui să rămână la mamă. Cinstea în Scriptură însemna să te implici, să ajuți. Poate mama nu mai poate de spate să spele geamurile, te duci tu că poate ai 30 de ani, mama la 55-60 de ani nu mai poate să o facă. Cinstea nu-i să rămână la mamă, te iubesc de 8 martie și îți dau un cadou de nașterea Domnului și asta e cinstea. Cinstea înseamnă să ajuți. Dar așa făcuseră în vremea aceea farisei tradițiile încât totul era dedicat lui Dumnezeu. Doamne, până și mărarul, până, mamă, ți-aș da sapa asta, dar sapa asta am dat-o Domnului. Acum, dacă eu vin cu ea să sap la tine, e ca și cum iau de la Domnul și îți dau ție. Nu pot să fac asta, că îl necinstesc pe Dumnezeu. Și așa facem și noi de multe ori. Nu, frate, nu pot să spun, asta e dată Domnului, nu pot să o folosesc numai pentru mine. Și făceau din tradițiile astea și din regulile astea o ocazie să nu facă voia lui Dumnezeu cea simplă și evidentă. Dumnezeu să ne dea înțelepciune că de multe ori, să știți, pierdem binecuvântări reale. Pentru că de multe ori menținem în viața noastră lucruri care nu sunt de la Dumnezeu. Nu neapărat că sunt rele, dar când Dumnezeu îți cere să faci lucruri noi, de multe ori te împotrivești. Vedem și în biserică de multe ori discuții. Dom'le, are loc chitara. Dom'le, pian în biserică. Să fie numai acordeon. Alții se potignesc că e acordeon. Domnul să le lase pe amândouă și să ne bucurăm de ele. Nu sunt rele, nu televizorul. E atât de bine că poate avem înțelepciunea să nu le mai numim televizoare, sunt monitoare, că nu fac altceva. E frică de televiziune, bun, dar e un monitor. Îl folosim pentru slava lui Dumnezeu. Noutatea. Rămânem doar la hârtie, rămânem doar la lucrurile vechi. Domnul să ne ajute să-L păstrăm pe El în viețile noastre. În rest, Doamne, ajută-ne să folosim tot ce este astăzi. Avem mașini, ne folosim de ele. Avem biciclete. Înainte era păcat, nu să mergi pe bicicletă. Cum își menținești echilibru? Ceva e necurat aici, nu fără ceas, fără tot felul de reguli. Și rămânem încăpățânați așa, freza, domnule, acum se potignesc frații dacă ești un zero, înainte se potigneau dacă aveai breton, că toți erau zero. Și tot felul de tradiții și ne aninăm și ne îngreunăm și ne punem sarci unii altora și de multe ori, să știți, și în casele noastre pierdem binecuvântarea că ținem cu dinții la niște lucruri care nu zidesc. Domnul să ne dea înțelepciunea de a discerne între ceea ce trebuie să rămână în casele noastre ca o moștenire trainică, principiile adevărate ale lui Dumnezeu care aduc binecuvântarea reală și restul, balastul, dacă le ai și nu te încurcă, mergi înainte, dar dacă te încurcă, spricină de ceartă, spricină de multe complicații, renunță la ele și intră într-o nouă schimbare în viața ta. Dumnezeu să te ajute la aceasta. Domnule, eu n-am dat niciodată, am auzit și asta și întotdeauna, sincer vă spun, mă sufoc când aud treaba asta. Domnule, eu în casă n-am dat niciodată cu aspiratorul. Domnule, pentru mine, la noi în casă, mama face tot ce ține de casă, deci de la ușa casei, când a intrat acolo, nu-i mai treaba mea. Poate să cadă jos, nu-i treaba mea. Afară din casă e treaba mea. Domnule, nu poate să dea cu aspiratorul, n-are cum, nu poate, citește în Scriptură și nu poate să spele vase. Nu zic, Iudita, mai bărbatul să spăl vase. Ba, dacă ești cu adevărat un om al lui Dumnezeu, speli și vase, că nu-ți pierzi harul dacă după ce ai citit trei capitole din Scriptură, te pui și mai cureți trei cartofi. Că nu se întâmplă, sau tai salata beof. Unitate în familie. Dar nu, domnule, la noi, numai mama a făcut. Tata dormea la Discovery și mama stătea până la 4 noaptea și făcea creme, prăjituri. Și, domnule, eu, așa să fie și la noi. Renunță la lucrurile care sunt tradiții, care nu sunt voia lui Dumnezeu. Dacă îți iubești soția, cinstește-o cu adevărat. Și cinstea nu-i doar o floare, să le dăm și pe alea, Doamne ajută-ne. Dar cinstea este să te implici și să ajuți.
Cinstea părinților este să le porți de grijă că n-au nevoie de tine. Să le dai din timpul tău. Să-ți faci loc în agenda lor, în agenda ta pentru ei. Să-ți faci timp pentru soția ta, pentru soțul tău. Dacă ai lucrul, Domnule, n-a făcut la mine, mama, nu a făcut asta niciodată. Dar dacă știi că asta ține, de asta ține binecuvântarea casei tale, luptă pentru binecuvântarea casei tale și scutură tot ce-i vechi și păstrează lucrurile trainice ale lui Dumnezeu și restul schimbă-le de dragul păcii, de dragul binecuvântării sale și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Un alt lucru pe care îl văd aici și îmi place atât de mult la Zaharia. Omul ăsta era preot, era și proroc. Și vedem aici că în momentul când îi se deschide gura și poate să vorbească, sincer vă spun, mi se pare foarte important reacția lui. Noi de multe ori suntem atât de neprihăniți încât nu mai acceptăm mustrarea. Mă uit la Zaharia în momentul când când i s-a deschis gura, a spus numele lui este Ioan și toți s-au minunat. Îi spune Zaharia pe tăbliță, i s-a dezlegat limba și primele cuvinte sunt așa: Zaharia s-a umplut de Duhul Sfânt și a prorocit și a zis: binecuvântat este Domnul. Interesant, 9 luni de tăcere. Zaharia n-a mai putut să vorbească, n-a mai putut să predice, n-a mai putut să rânduie, n-a mai putut să facă nimic decât, eu știu, lucruri care nu implicau vorbirea. Și totuși, primele cuvinte pe care le spune sunt: binecuvântat să fie Domnul. Oare noi mai avem această putere, fraților, când Dumnezeu ne mai mustră, când Dumnezeu mai îngăduie lucruri în viața noastră, se mai întâmplă, ne mai iese câte un coș pe frunte, ne mai se strică mașina, mai nu știu ce pățim, de multe ori bombănim. Doamne, dacă Tu știai, eu fac lucrarea Ta, eu mă duc și fac, nu puteai să nu mă încurci. Mă uit la Zaharia și resemnat, omul lui Dumnezeu, preot, binecuvântează pe Dumnezeu. Să știți că o altă luptă pentru binecuvântare este să poți să accepți și să te pocăiești și să-L lauzi pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Mai este câte unul așa care, Doamne, cu alonja de pocăință, de nu mai poți să te apropii nicicum. Doamne, existența lui în sine este un fapt acceptat de cer, nu mai poți să zici nimic. Cum zice așa lui? În casa ta nimeni nu poate să zică nimic. Dumnezeu nu-ți mai poate zice. O predică nu-ți place, cuvântul soției sau a soțului nu-ți place, un cuvânt profetic nu-ți place. Domnul să ne dea puterea aceasta să înțelegem că suntem supuși greșelii. Cât era de neprihănit Zaharia, totuși face greșeala aceasta a necredinței. O mai făcut-o și Avram. Dar îmi place că mari oamenii lui Dumnezeu n-au fost oameni perfecți. Și asta ne dă și nouă curaj. Ne uităm la un David care în momentul când Natan îi spune: despre tine e vorba, împărate. Îmi place atât de mult reacția lui David. Cade la pământ și spune: da, eu am greșit, am păcătuit înaintea Domnului. E un mare har să ai puterea aceasta în casă la tine. Să spui: da, am greșit. Nu știu când v-ați cerut iertare ultima dată copiilor voștri. Plecăm de la presupoziția că bătrânețea poate ne asigură un avantaj. Eu vreau să spun, îmi cer constant iertare de la fetele mele. Vreau să le învăț, dar nu de asta, pentru că așa simt. Faptul că sunt matur în casă nu mă scutește de greșeală. Știți că cele mai dureroase și mai elocvente lecții sunt cele ale copiilor. Am avut momente de felul acesta, când câte o frază scurtă a fetei cele mai mici a fost cea mai ustorătoare remarcă pe care am putut să mi-o dea cineva. Dacă ți-o spune cineva, spui: domnule, mă judecă, știe, el reglează lucrurile, de-abia o aștepta să greșesc. Dar când îți spune cel mai nevinovat din casă de la tine, te pocăiești sau închizi gura? Auzi, tu să vorbești când ai să fii mare. Haideți să fim acești oameni și vă spun, de multe ori pierdem binecuvântări. Pentru că ratăm șansa pocăinței, șansa recunoașterii simple. Cât ești de falnic în neprihănirea și în pocăința ta, oricare ai fi în locul acesta, găsește resurse, luminat de Duhul lui Dumnezeu, să te poți smeri. Mă uit la Zaharia, 9 luni de pocăință. Când deschide gura pentru prima dată,
nu spune, Doamne, de ce? Ci spune, Doamne, binecuvântat să fie numele Tău. Iar fi atât de frumos când pocăiții secolului 21 deschid gura să laude pe Dumnezeu, nu să chestioneze harul lui Dumnezeu. Nu se spune, de ce? Doamne, COVID, de ce? Am fost la cineva care bolnavă de cancer. Ce să spui în fața unei asemenea drame? Și am spus, îți spun sincer, aș și primit botezul, cu fratele de stupar am fost și prin stropire s-a făcut botezul, dar în întâlnirea pe care am avut-o înainte de momentul acesta, am spus, zic, eu cred în bunătatea lui Dumnezeu. Mi-a fost greu să rostesc acest adevăr în fața suferinței, în fața unei persoane care spune, nu-L înțeleg pe Dumnezeu. De ce? De ce îngăduie la 29 de ani să ai trupul plin de cancer? Singura perspectivă este moartea. De ce n-am șansa să văd copilul crescând? Și am zis, aș fi un ipocrit dacă ți-aș spune că înțeleg. Dar ce știu? Că Dumnezeu este totuși dragoste. Că Dumnezeu totuși este bunătate. A fost un moment când am mers la control cu una din... cu fata mai mică și un copil de 5 ani, ca să iei sânge, a avut curaj cu 2 zile înainte, a făcut training și încurajare masivă înainte, vezi să fii curajoasă, suntem aici, albinuță, premii după și și o trecut cum o trecut la laborator, dar când o trebuit pentru o operație de polip, când a trebuit luat sângele chiar în spital. Mi-aduc acum aminte, eram în mașină, în fața spitalului, și auzeam prin fereastră cum urla. Mă doare, mă doare, mama, mă doare! Dar nu mi-a trecut niciun moment prin gând să mă duc și să o scot din situația aia, pentru că am știut că după suferința asta, pe care nu o înțelegea cu mintea unui copil de 5 ani, urmează un bine mai mare. Și am zis acestei fete, așa cum am făcut eu, așa face Dumnezeu. Dar acum nu înțelegi și strigi, mă doare. Dar Dumnezeu totuși are un bine mai mare. Nu știu care e ăla. Poate este șansa să te vezi în cer cu copilul tău, cu soțul tău. Și în veșnicie, 10 ani în plus, 10 ani în minus, 50 de ani în plus, 50 de ani în minus, nu vor mai conta. A murit și David, a murit și Pavel, toți cu nădejdea aceasta că vom fi în veșnicie cu Dumnezeu. Haideți să mizăm pe bunătatea lui Dumnezeu. Și de multe ori când nu înțelegem, în loc să ridicăm glasul și să fim împotriva Domnului, să chestionăm înțelepciunea lui Dumnezeu și bunătatea lui pentru noi, uită-te la tine, Doamne, am ceva ce să mă pocăiesc. Mă întrebam și eu, Doamne, dacă aș afla. Am trecut de 40 de ani și îmi povestea un prieten, mă, când treci de 40 de ani, sau ajungi la 40 de ani, deja încep să le simți, știi? Zic, ai mă, că nu e așa. Acum parcă chiar așa se întâmplă. Ba, mi se pare că nu știu ce pe aici, ba, tot peste tot, numai cancer. Și am început să-mi spun, Doamne, dacă chiar ar fi să trec, oare cum aș accepta moartea? Tot ce am predicat, e simplu de predicat, așa, când ești tânăr și sănătos tu. Zic, Doamne, dă-mi puterea aceasta să înțeleg că până la urmă, dacă mi-ai dat și 40 de ani, sunt har al Tău. Alții nu ar trăi nici atât. Și până la urmă, ce e mai important este să mă duc în cer. Și cel mai important este să fie și cei dragi împreună cu mine. Oare aș ridica glasul și aș începe să mă cert cu Dumnezeu? Lupta pentru binecuvântare înseamnă să știi să accepți voia lui Dumnezeu. Uneori ești vinovat, alteori nu înțelegi, ca și Iov, a fost și poezia. Nu avem noi explicație pentru toate. Dar îmi place atât de mult la Zaharia. Primele cuvinte rostite sunt binecuvântat este Domnul. Ăsta trebuie să fie glasul bisericii. Și în pandemie, și în prigoană. Mă atâta de stresat suntem că ne prigonesc autoritățile. Fraților, astea sunt pișcături de țânțar. Că te lasă să vii la biserică, că te pune să porți o mască. De-a fi ăsta tot greu, ajungem la 80 de ani toți. Când vine în casă la 3 noaptea și
te ia ca și slujitor și te duce în pușcărie și soția nu știe. Astăzi ne supărăm că autoritățile nu dau explicații, prezentați-ne, vă rog, decretul sau, eu știu, hotărârea judecătorească și explicații peste medicii, trebuie să ne explice și e normal să fie așa. Dar imaginați-vă în vremea comunismului când dădea la trei noaptea buzna în ușă, îți rupea ușa, te lua din pat, plângeau copiii, soția rămânea încurcată și te vedea peste 15 ani dacă te mai vedea. Aia prigoană. De aceea să mulțumim lui Dumnezeu. Și în încercările vieții, în mustrările pe care Dumnezeu ni le face, să fim acei oameni care găsim această resursă, să binecuvântăm numele Domnului. Și atunci când înțelegem, și atunci când ne este greu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Apoi un ultim lucru care închei. Știți ce-mi place atât de mult? Dacă vrem să luptăm pentru binecuvântare în casele noastre, avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. Uitați-vă aici, spune că, să știți, am constatat acum mai nou, recitind pasajele legate de sărbătoare, că sărbătoarea nașterii Domnului este și o sărbătoare a Duhului Sfânt. Dacă ne uităm, Elisabeta spune că s-a umplut de Duhul Sfânt când a auzit glasul Mariei. I-a tresăltat pântecele. Iată un argument pro-viață. Cum să fie biserica de acord cu avortul când un copil care era încă în pântece, poate avea 5-6 luni, tresaltă de bucurie în burtă pruncul acela. Semnul că era viață. Și viața aceea este umplută de Duhul lui Dumnezeu. Extraordinar. Duhul lui Dumnezeu face asta cu un nenăscut. Și noi spunem că dacă n-ai trecut de pragul nașterii, nu ești ființă, se poate avort. Și Dumnezeu totuși este Cel ce umple cu Duhul Sfânt. Un copil în pântece. Este lucrarea Duhului Sfânt. Apoi, Zaharia se umple de Duhul Sfânt. Apoi Maria zămislește pentru că este umbrită de Duhul Sfânt. Iată că această sărbătoare a nașterii Domnului este și o sărbătoare a lucrării Duhului Sfânt. Toate s-au făcut prin această putere extraordinară a Duhului Sfânt. Ce-mi place, și asta vreau să spun, dacă avem Duhul Sfânt în viețile noastre, în casele noastre, Elisabeta umplută de Duhul Sfânt la glasul Mariei. Zaharia umplut de Duhul Sfânt în momentul când îi se deschide gura și laudă pe Dumnezeu. Și spune, binecuvântat este Domnul. Știți ce-mi place? Dacă păstrăm această putere a Duhului Sfânt în viețile noastre, vom avea o înțelegere profundă a voii lui Dumnezeu în viața noastră. Uitați-vă ce spune aici, nu voi citi, doar atât vreau să spun cântarea lui Zaharia. Întotdeauna viața ta va fi întotdeauna văzută din perspectiva Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă aici, nu se vorbește atât de mult. Prima parte este despre ce va face Iisus, mântuirea care va veni, faptul că Dumnezeu își va elibera poporul, un mântuitor s-a dat și apoi, la un moment dat, spre sfârșit, spune și tu, pruncule, vei fi chemat proroc acelui neprihănit, versetul 76. E atât de frumos să înțelegi ca părinte semnificația lucrurilor care se întâmplă în viața ta. Zaharia n-a fost încurcat, a știut, pruncul ăsta va fi un proroc al celui preanalt, va merge înaintea și în Duhul și puterea lui Ilie să deschidă, să deselenească un teritoriu pentru cel care este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, cel întrupat, slăvit să fie numele Lui. Știți ce e frumos? Când ai prezența Duhului Sfânt în viața ta și lupta pentru binecuvântare, poate vi se va părea ca nu ca în perete, ce legătură are, vorbim iarăși de botezul cu Duhul Sfânt, vorbim iarăși de plinătatea Duhului Sfânt, eu vreau să vă spun, lupta pentru binecuvântarea în casele noastre ține și de plinătatea Duhului Sfânt, pe care Domnul să ne ajute să o păstrăm fiecare dintre noi, sau să o căutăm, sau să o retrăim, dacă poate am lăsat-o undeva deoparte, pentru că știți de ce? Omul care este plin de Duhul lui Dumnezeu înțelege întotdeauna. Are o semnificație profundă a lucrurilor care se întâmplă în viața lui. Acest Zaharia înțelege ce plan are Dumnezeu, înțelege rolul acestui prunc și spune Sfânta Scriptură aici că într-adevăr pruncul creștea. Mă gândesc la acest prunc, ce școală extraordinară. Să ai învățătura unui preot. Pentru că preotul era, ar zice și măcelar, aducea jertfă, era și consilier, era și medic. Era și sfătuitor, era și jurist. Era omul lui Dumnezeu. Și ce școală extraordinară dă acestui copil, Zaharia și Elisabeta, știind că el va fi prorocul fiului celui preanalt. Iată ce frumos se construiesc viețile noastre. Dacă avem această prezență a Duhului Dumnezeu, unul vede doar un necaz, tu vezi dincolo. Altul nu vede nicio perspectivă într-o situație de viață care ți se întâmplă, dar tu ai claritate.
Și toate acestea se întâmplă când Duhul lui Dumnezeu este peste noi. În lupta noastră pentru binecuvântare, aș vrea să reiau, Dumnezeu să ne ajute să păstrăm unitatea în casele noastre. Teritoriul comun este voia lui Dumnezeu. Nu trebuie să cedeze niciunul nici celălalt, ci amândoi. Și teritoriul comun să fie ce înseamnă voia lui Dumnezeu pentru viața voastră. Apoi, puterea de a rupe bariera tradițiilor nenecesare. Să știi ce-i fundament, ce n-ai voie să renunți, n-ai voie să abdici de la cele adevăruri, pentru că alea garantează binecuvântarea, dar să știi să elimini tot balastul. Dacă Dumnezeu vrea să facă lucruri noi în viața ta, nu ține cu dinții de niște lucruri omenești, pentru că vei rata binecuvântarea lui Dumnezeu. Apoi, Dumnezeu să-ți dea puterea și să ne dea puterea tuturor să acceptăm, să ne pocăim și să avem puterea să-L lăudăm pe Dumnezeu, chiar și în mustrare, chiar și în încercare, chiar și când nu înțelegem. Și apoi să păstrăm această plinătate a Duhului Sfânt ca o sursă a unei cunoașteri profunde a lucruri pe care Dumnezeu le face în viața noastră, să ai o perspectivă, să ai faza lungă spirituală, nu doar faza scurtă, să fim acei oameni care avem profunzime, care vedem mai mult decât 3 metri în fața noastră. De ce? Pentru că Dumnezeu este Cel ce ne descoperă. Dumnezeu să ne ajute să luptăm pentru binecuvântarea caselor noastre, să fim ca această familie care a știut să rămână credincioasă, a știut să lupte pentru binecuvântare și au fost acești părinți care au avut onoarea extraordinară să crească acel proroc premergător venirii Domnului Iisus Hristos. Nu știm ce har pregătește fiecare dintre noi Dumnezeu. Problema noastră și mandatul nostru și chemarea noastră este să luptăm pentru această binecuvântare a lui Dumnezeu în viețile noastre. Amin. Domnul să ne ajute. Ne apropiem de încheierea slujbei din această seară și nu putem zice altceva decât lăudat să fie Domnul pentru harul felului pe care l-a rezervat pentru noi și ni l-a oferit în această zi întreagă. În rugăciunea de final, am vrea să avem în vedere încă o dată cauza celor din suferință și în mod special aducem înaintea Domnului familia Chimiveș, Ghiță și Luci, dorind Dumnezeu să-i mângâie. Oricât de în vârstă ar fi o persoană care trece dintre noi, ea are copii și acești copii nu o consideră în vârstă, consideră că pentru ei a fost mama lor, iubită, apreciată și această despărțire vremelnică sigur că aduce întristare. Ne rugăm Dumnezeu să dea mângâiere și de asemenea suntem bucuroși pentru familia aceasta care s-a întors la Domnul și cred cu tărie că un factor decisiv în această întoarcere a fost și exemplul mamei lor care s-a convertit aici în Biserica Maranata. Să ne rugăm așadar pentru familia aceasta. În partea a doua a rugăciunii noastre, am vrea să ne încredințăm în brațul Domnului pentru săptămâna aceasta în care am intrat, fie protecția Domnului peste noi și casele noastre. Haideți să stăm ridicați și să procedăm la mijlocire și mulțumire. În comun ne rugăm Domnului.
și acum și până în veci de veci. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Până când ne vom întâlni cu întreaga biserică, așa cum am anunțat joi, în cadrul acestei sărbători mari, frate, surori, vă încredințez în mâna puternică a Domnului, fie ea întinsă peste dumneavoastră cu protecție și cu sprijin. Mulțumesc, frate Dani, salutări sfinte, bisericilor în care slujești, familiei tale, vă dorim sărbători fericite și un an nou binecuvântat, faptul că e posibil ca anul acesta să nu ne întâlnim până la începutul anului viitor. Ne despărțim așadar cu pacea Domnului, mergeți în pace, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Adunarea este liberă.